care toată lumea onestă știe cel puțin un caz în care cineva a fraudat. Toată lumea știe tirurile care s-au băgat în localități, în comune, peste tot, de la haine, de la rochii, de la încălțăminte luate pe numărul fiecăruia. Deci aceste lucruri, dacă s-ar fi petrecut într-o țară așezată și dacă am fi auzit că s-au întâmplat aceste lucruri în Burkina Faso, probabil că am fi zâmbit în barbă că se produc asemenea evenimente. Dar aceste lucruri s-au petrecut în România, s-au petrecut în secolul 21, s-au petrecut într-un moment în care credeam că democrația a revenit. Iată că acest lucru nu se poate petrece în România. Am sperat că după 5 ani de zile vom reveni la o normalitate, la o liniște, că am scăpat de gâlceapă, că România se îndreaptă spre locul care îi revine în Uniunea Europeană. Nu am reușit acest lucru. Vom vedea în anii următori ce va însemna. Este clar, foarte, foarte clar, că dacă acest rezultat va rămâne, deși noi sperăm să nu rămână acest rezultat, în continuare Partidul Social Democrat face tot ce îi permite legea să facă în continuare, adică, așa cum ați văzut, probabil că până la această oră s-au depus contestațiile și la Biroul Electoral Central și la Curtea Constituțională. Eu zic că există destule dovezi la nivelul întregii țări. Există oameni, și acum am auzit zeci de telefoane pe care le-am primit numai eu, de oameni care au votat de 3, de 4 ori. Acum spunea cineva că un cetățean din Vișina a votat de 4 ori la diferite secții pe unde s-a dus. Aceste lucruri, atâta timp cât vor rămâne la putere tot ei cu Ministerul de Interne, nu le va mai verifica nimeni, vor rămâne îngropate, măcar de s-ar lua o măsură și s-ar găsi cea mai eficace metodă ca în viitor să nu mai poată vota cineva de atâtea ori și să nu vicieze astfel rezultatul. Este clar că alegerile au fost câștigate pe seară. Deci începând de la ora 19 până la ora 21, atunci au fost câștigate alegerile. Altfel, 3 rânduri de sondaje, de opinie, care au fost făcute independent și care l-au arătat pe Mircea Joană. De aici, dacă vreți, în această încrâncenare în care am fost și noi, poate am avut o descătușoare, poate n-a fost cel mai bun lucru care l-am făcut, dacă am deranjat pe cineva, chiar ne cerem scuze, dar a fost, dacă vreți, un moment în care lumea practic n-a mai putut să fie controlată și a trebuit să-și dea drumul liber la o astfel de manifestare. Oricum, rămânem tot aici. Că nu o să plecăm nici în Bulgaria și nu o să plecăm nici în altă parte. Indiferent ce se va întâmpla, eu sper ca în aceste momente Curtea Constituțională să aibă curajul de a crea un precedent în România și de a judeca așa cum trebuie aceste materiale care îi se pun la dispoziție de către Partidul Social Democrat. Eu sper de asemenea ca opinia publică, ONG-urile să rostogolească această știre și în felul acesta toată lumea să-și dea seama că practic suntem într-un moment în care au rămas de discutat despre 70.000 de voturi, dar dacă stăm să ne uităm, nu e vorba de 70.000, e vorba de 35.000 de voturi, da? Și avem 138.000 de voturi nule. Dacă avem 138.000 de voturi nule, înseamnă că cineva n-a știut să aleagă dintre doi candidați. Și că acolo s-a petrecut ceva. Acest lucru putea să se petreacă chiar în seara și între orele de care v-am vorbit, pentru că nu trebuia să voteze cineva pentru Traian Băsescu. Trebuia, în momentul în care s-au scos din urmă buletinele de vot, să mai pună o ștampilă din întâmplare pe un buletin de vot al lui Mircea Joană. Și în felul acesta, buletinul devine nul, pentru care două ștampile pe ele și s-aruncă. De aceea eu aș insista ca în primul rând să se verifice buletinele nule, cele 138.000, și acolo vom vedea, pentru că de altfel s-au și găsit pe la Botoșan, am înțeles, că a fost o secție de votare în care s-au renumărat buletinele de vot și au fost 41 de voturi din întâmplare ale lui Mircea Joană, nu cu ghilimelele de rigoare.
Așa că mergem mai departe, îi asigur pe toți colegii noștri, pe toți primarii Partidului Social Democrat, că în continuare ne vom face datoria. Sperăm ca în continuare să reprezentăm ceva pentru acest județ. Sperăm ca în continuare să vină fonduri pentru acest județ. Vom vedea ce arată zilele următoare și cum se va merge și ce guvern și cum se va mai face și cine va fi declarat în primul rând președinte al acestei țări. Ne-am fi dorit și ne dorim în continuare cu toată ardoarea ca încă să mai există această șansă să putem să-l avem pe Mircea Joană președinte. Ar fi însemnat foarte mult pentru această regiune, ar fi însemnat, dacă vreți, scoaterea Olteniei din izolare și în mod special pentru județul Dolj cu beneficii de certă valoare.